Doamnelor, domnilor, bucuroasă să fim împreună din nou la Dincolo de alb și negru. Despre bucuria de a reda viața celor care uneori renunță să mai lupte, dar și despre evoluțiile recente din domeniul cercetării medicale în tratamentul unor boli grave, vă propun să vorbim cu un om care nu contenește și nu obosește să facă bine și care crede și cu tărie că în fața credinței, iubirii și speranței și cancerul îngenunchează. Bună seara, Cristina Berteanu! Bună seara, Mihaela Crăciun. Mulțumesc mult pentru invitație și apreciez mult acest concept al unei emisiuni care este împotriva extremelor și care promovează gândirea liberă și analitică. Dincolo de alb și negru, ce vede un medic de anestezie și terapie intensivă? Pentru că niciodată lucrurile nu sunt în alb sau negru. În anestezie, terapie intensivă, chiar sunt de multe ori pe muchie de cuțit. Și apropo de cum mi-am ales această meserie, inima te duce acolo unde e nevoie de tine și acolo unde este menirea ta să te împlinești ca om. Și mi-am ales anestezie, terapie intensivă pentru că este o specialitate dinamică. Și pentru că puterea prezentului o simți mai mult decât în toate celelalte specialități, întotdeauna trebuie să fii puțin înaintea următoarei secunde și bine ancorat în realitate și în același timp să fii alături de pacient care parcurge această călătorie de care nu trebuie să-și amintească. Da, medicul primar de anestezie, terapie intensivă, doctor în științe medicale, director medical al unui centru de excelență în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor oncologice din București. Aceasta este Cristina Berteanu, dar înainte de orice, un om care chiar nu obosește să lupte contra cronometru și care este considerată de foarte multe paciente îngerul și salvatorul lor, Cristina Berteanu, să spunem lucrurilor pe nume. O femeie, îți place să fii considerată o femeie puternică? Prima întrebare. Cum e cu femeile puternice? Cred că sunt femei care sunt foarte responsabile și care își doresc mult să ducă la capăt un obiectiv, care își doresc mult să împlinească conform unor valori primite prin educație niște țeluri și în final cred că și o femeie fragilă poate să împlinească aceste lucruri. Întrebam aceasta pentru că în ultimii 10 ani ai întâlnit femei fragile? Care au dovedit, care și-au transformat fragilitatea în ce, spune-ne tu. Da, profesia mea și poziția în care sunt din 2013 încoace și nu este numai, am început cu un centru, dar acum sunt 4 centre în țară și vor mai fi încă 2. Mi-a oferit șansa să vină către mine oameni minunați, oameni care poate nu credeau că o să parcurgă o călătorie și o să ajungă la finalul ei construind lecții de speranță și iubire și găsind noi sensuri și idealuri. Răbdare, optimism și zâmbet. Asociația Roz și o prietenie fantastică cu o regizoare care a fost aici la Dincolo de alb și negru, Chris Simion. Răbdare, optimist și zâmbet. Vicepreședintele acestei, ești unul dintre vicepreședinții acestei asociații. Da, Chris este într-adevăr prietena mea bună și societatea s-a creat la inițiativa ei și conceptul de răbdare, optimism, zâmbet este al ei. Noi suntem 6 fondatoare. Președintă este o psihologă, Delia Grigoroiu. A fost înființată în 2020
dar am reușit să construim mult. Am participat la numeroase inițiative legislative ale doamnei senator Pauliuc. Am organizat zilele supraviețuitorului de cancer, care au fost implementate anul trecut și sunt în prima duminică din iunie, ca și în Statele Unite, și vor fi și anul acesta tot în iunie. Am implementat un program care s-a numit Spero și care a oferit consiliere psihologică pacientelor și avem mai departe multe obiective care sunt axate în special pe prevenție și calitatea vieții și desigur suntem alături de Chris în construirea proiectului ei Grivița 53. Eu chiar sunt și în bordul Grivița 53 și este o deosebită onoare, iar arta pentru mine înseamnă mult și înseamnă mult și în susținerea actului medical. Practic, arta și medicina sunt mână în mână. Acesta a fost motivul principal pentru care ne-am dorit cumva să continuăm la Dincolo de Alb și Negru această călătorie, cum frumos ai spus, pentru că regizoarea Cris Simion a fost prezentă pentru a vorbi mai ales despre țelul ei și teatrul Grivița, iată, și medicina și arta. Cât de importantă este arta în această călătorie pe care o încep și nu știi... Nu? Da, că durează acest traseu și neapărat traseul medical trebuie susținut de un suport psihologic, de un suport nutrițional, de un suport de kinetoterapie și de un suport de terapie prin artă. Este chiar, arta creează punți între oameni și este chiar un concept de terapie prin artă care se dezvoltă în toată lumea din ce în ce mai mult, iar Chris își dorește ca în cadrul teatrului să aibă un departament de terapie prin artă și am și contactat companii din alte țări care deja fac acest lucru. Viața pacientului oncologic, e clar, e cu totul diferită de a altui pacient. Îl ajută mai mult pe pacientul oncologic arta, puterea artei, fie că vorbim de muzică, de teatru, de pictură, e mai mare, dă rezultate mai mari în această, hai să-i spunem, călătorie. Da, abordarea oricum la pacientul oncologic trebuie să fie multidisciplinară. Deci o decizie terapeutică luată de un board format din medici de mai multe specialități are o rată de succes mult mai mare decât o decizie luată de un singur medic oncolog sau chirurg sau... Și atunci toate resursele care se alătură acestui board, incluzând psihologul, incluzând credința, și de asemenea terapia prin artă, sunt extrem de benefice și în final realmente ajută foarte mult. Revenind la omul, cum spuneau mulți dintre foștii pacienți, îngerul lor, de ce medicină și de ce această specialitate de anestezie, terapie intensivă? De când a apărut dorința de a fi medic și de unde? Cred că din familie. Bunicii mei au fost învățători, mama farmacist, tata inginer constructor și au avut întotdeauna această dăruire către comunitate și înțelegere și dorință de a face ceva și fiecare în felul lui și-a ajutat semenii. Și s-a construit dorința mea treptat și a fost, n-am avut altă alegere. Mi-am dorit să fac medicină și ATI-ul în mod special, tocmai pentru că mi-am dorit să pot să ajut în mod real, în timp real, să am rezultat cât mai rapid și... Este o specialitate care s-a și dezvoltat mult prin tehnologie, prin tehnici, prin medicamente și chiar am avut șansa să fondez alături de alți colegi o societate de anestezie regională și
cu sprijinul Societății Europene de Anestezie Regională și să organizez cursuri cu alții anesteziști care acum sunt în toată lumea și îmi mulțumesc și e o bucurie extraordinară. Ce calități trebuie să aibă un medic de anestezist? Trebuie să-și asume dăruirea și alocarea timpului. Practic este o dăruire continuă, pentru că trebuie să te pui la punct tot timpul, să citești, să te documentezi. Nu poți să lași la spital, să pleci acasă și să uiți priviri, suferințe, lacrimi, povești de viață, prietenii legate. Practic este o dăruire continuă. La câți ani a făcut Cristina Berteanu prima anestezie? Îți mai amintești? Da, mi-amintesc că după terminarea facultății am avut 3 ani de stagiatură, după care am dat examen pentru a intra în rezidențiat. Deci aveam atunci 28 de ani. Și era o meserie, era o specialitate total nouă pe care noi nu o făcusem în facultate. Asta am vrut să spun, da. Și erau multe femei la vremea respectivă? Erau. Erau, da. Și atunci? Da, pentru că în medicină oricum sunt multe femei și erau și atunci, da. Și discipolii răspândiți acum peste tot în lume și care îi sunt recunoscător medicului ATI, acum ce spun când, iată, de peste un deceniu deja toată energia ai canalizat-o într-un alt domeniu? Am avut șansa prin intermediul tău să intru în direct cu o fostă rezidentă care mi-e și foarte bună prietenă și care este profesor asociat la Pittsburgh și face anestezie pediatrică și face anestezie regională și terapia durerii și tocmai face, pentru că eu am sădit această sămânță care a rodit mai departe și face cercetare și realmente primesc telefoane și vă mulțumesc și am fost mai mult decât a învăța o tehnică, a fost și o susținere de-a lungul anilor, pentru că sigur să răzbești în altă țară nu e simplu. Și la anestezie sunt cazuri speciale, cum e în chirurgie. Medicul chirurg are neprevăzutul la orice pas. Cum e la anesteziști? Desigur, fiecare organism este altfel. Trebuie să personalizezi tot. Poți să ai surprize oricând, dar sunt protocoale. Acum anestezia este foarte sigură. Pot să spui că este cea mai sigură specialitate, pentru că e aparatură de înaltă performanță, sunt proceduri, echipe bine pregătite. Generozitate și puterea sacrificiului. Lupta aceasta permanentă pentru viața celor din jur, iată, a început cu acea primă anestezie făcută la 27 sau câți? 28. 28, da, de ani. Această putere permanentă și faptul că în permanență ajuți pe cineva, asta o spun cei din jur, la un moment dat nu obosește, mai e timp pentru tine, să întreb direct, îți mai lași timp? Îmi las puțin timp, îmi rămâne puțin timp, dar faptul că realizez niște lucruri pe care mi le doresc și că ajut și că pot să aduc alinare și bucurie și speranță și căldură, mă încarcă foarte repede și apoi și toate obiectivele profesionale și științifice. Și faptul că lucrurile se mișcă și că avem, de exemplu, o lege a medicinei personalizate, că avem un plan național de combatere a cancerului și suntem una din primele țări europene care l-a realizat. Și faci parte din echipa. Și fac parte din grupul de experți care, exact, care a lucrat la acest plan și care a fost gata în 9 luni.
Faptul că sunt director de proiect la un proiect PNRR, unde este un consorțiu de 5 instituții publice și 5 private, cu toate obiectivele din Planul Național de Cancer. Faptul că particip la întâlniri cu comunitățile internaționale științifice legate de politici de sănătate, de prevenție, de combatere a cancerului. Faptul că reușesc să fac leadership și nu management, să urmăresc numai cifre, ci să și stimulez o echipă de oameni și să le dau, să le arăt respect și să inspir, să dea tot ce e mai bun și să construim o comunitate, mi-aduce foarte multă bucurie și resursele sunt inepuizabile. Iată cât de important leadership și nu doar management. Ce important este asta? Cred că este esențial, pentru că în momentul în care dezvolți o echipă și personalitatea unor oameni și îi stimulezi, îi ajuți să dea tot ce e mai bun, rezultatul este de departe mult mai performant decât atunci când doar cer niște cifre și atâta tot. Cancerul este o situație limită despre adevăr, o experiență care te readuce la esență? Da, într-adevăr. Aduce multe schimbări, dar nu mai este o condamnare. Asta este extraordinar de optimist și este remarcabil, progresul este remarcabil și atunci toate aceste schimbări de fapt pot să-ți aducă o viață nouă, alte sensuri, să te inspire. Sigur că nu-i ușor și că încă în societate este o încărcătură mare negativă care însoțește acest cuvânt, dar prin toate aceste persoane care au călătorit și au trăit această experiență și acum fac lucruri extraordinare și care au mărturisit și au mărturisit experiența, cum e Chris, care a scris o carte, a făcut un film, Care dintre noi. Și aș mai da multe exemple. Miruna Ionescu, care realizează niște spectacole extraordinare cu muzica interbelică și toate aceste persoane pentru mine sunt o inspirație continuă și am această șansă să construiesc lumi cu ele, ceea ce este extraordinar. Și apoi aș aduce aminte de David Popovici, care susține o idee extraordinară de a oferi copiilor cu diagnostic oncologic până la 18 ani teste genetice gratuit, care le permit o terapie țintită, personalizată și care și-a dăruit medalia din care s-au făcut 100 de fundițe aurii care reprezintă victoria vieții și pe care acești învingători, acești mici învingători le vor purta. Deci sunt oameni remarcabili. Da, impresionantă și povestea lui Popovici, iată, care a ținut să dea și el ce a primit, poate și de la Dumnezeu. Da. Nu? Da. Și a vrut să ajute și să construiască și să dea șansa unor adolescenți. Da, nu? exact. Toată bucuria și un entuziasmul. Copil și el când un a copil, câștigat da. Prima da. Oară. Da, remarcabil, da. Deci toată generozitatea aceasta e simbolul, înseamnă enorm de mult și totuși a făcut acest gest extraordinar. Ai stat de vorbă cu el? Nu, îmi doresc să stau de vorbă și poate să continuăm cumva. Acum, dacă se uită la noi, ce-i spui, ce-i transmiți așa direct? Ai transmit felicitări din toată inima, este un copil atât de bine crescut și atât de generos și atât de ambițios și este o mândrie că este român și ne reprezintă cu
cu atâta forță și... Ce cuvânt important, cu atâta forță? Despre forță e vorba și în profesia unui anestezist. E nevoie de multă forță, dar mă gândeam la cel mai dificil caz sau cazuri extrem de dificile din ambele profesii, să spunem așa, și da, cea de anestezist și cea de peste un deceniu. Da. Din păcate, știința, logica, la un moment dat îți contrazic toate așteptările și se întâmplă. Sunt și cazuri surprinzătoare la care nu te aștepți să apară complicații sau la care te aștepți. Nu, succesul nu este 100%. De aceea și eu cred că majoritatea medicilor, pe lângă rațiunea dată de știință și logică, întotdeauna alătură credința, pentru că înainte de a pune mâinile pe un pacient, trebuie să pună Dumnezeu mâinile. Cel mai important doctor al sufletelor pe pământ, un om deosebit, cu inimă mare, pentru mine sunteți un înger trimis de Dumnezeu să salveze oameni. Mulțumesc din suflet pentru tot. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat ocazia să vă cunosc. Un deosebit respect pentru această doamnă doctor, cu un suflet minunat și cu o frumusețe deosebită, și m-aș opri aici. Dumneavoastră, Cristina, m-am emoționat. Cristina, ce ai primit și pentru ce le mulțumești pacienților pe care Dumnezeu ți-a scos în cale? Realmente mi-a scos în cale oameni foarte deosebiți, așa cum ești tu. Și realmente m-au îmbogățit și m-au inspirat și m-au ajutat să construiesc ce am construit. Deci e un schimb reciproc. De construcția aceasta se adresează oricui, și celor cu posibilități și celor care nu au posibilități? Da, și asta este o bucurie mare pentru mine, că fiind un lanț de clinici private, suntem în contract cu casa de asigurări, care realmente este foarte deschisă, și de asta spun că trebuie să privim pozitiv, pentru că schimbările în bine se întâmplă și noi putem oferi servicii gratuite, pentru că lucrând pe program național de oncologie avem rambursarea serviciilor medicale și este realmente o șansă pentru toată populația. Pe de altă parte, călătoria aceasta are nevoie de mai mulți ghizi, nu? Se face împreună. Da. Și campanii, cât de importantă este prevenția pe de o parte, pe de altă parte, să fii informat, să știi unde să ajungi, ce să faci și cum să ajungi, să ai șansa unei terapii de vârf, la aceleași standarde cu alte state? Da. În acest moment, în fiecare an pătrund molecule noi și la noi se face imunoterapie, care este un pas important înainte față de chimioterapie, pentru că stimulează sistemul imun și distruge numai celulele tumorale, nu și celulele sănătoase, ceea ce face ca reacțiile adverse să fie mult mai puține și să fie și rezultatele să fie mult mai bune. Radioterapia se face cu aparate de ultimă generație, cu tehnologie înaltă, strict țintit pe tumoră și, deci, și rambursat de casă. Adică chiar, sigur, informarea, aici trebuie lucrat mai mult și la prevenție și la conștientizarea asupra factorilor de risc, alcool, fumat, substanțe periculoase, poluare, infecția cu HPV, infecția cu hepatite. Sper că prin Planul Național de Cancer, care prevede o strategie națională de prevenție, se vor îmbunătăți și aici lucrurile. Și noi la Televiziunea Publică am considerat că este misiunea noastră, este datoria noastră, și aici, la Dincolo de Alb și Negru, periodic am adus în fața televizoarelor specialiști din aceste domenii, medici, oncologi, de alte specialități, tocmai pentru a informa
și arăta că în această luptă sau călătorie, cum îi spui tu, da, împreună poți învinge și poți ajunge acolo unde îți dorești, să-ți reîncepi viața, nu? Exact. În cazul pacienților oncologici. Să începi o viață nouă, cu poate cu alte obiective, poate ei de la zero, dar oricum ai toate șansele să începi o viață nouă și, desigur, media înseamnă foarte mult și pe misiunea aceasta chiar este deosebită și un medic pentru dumneavoastră consider că chiar aveți o misiune și suntem echipă. Exact, suntem echipă, da. Și suntem echipă inclusiv în susținerea emoțională. Cât de importantă este susținerea emoțională? Pentru că am început să vorbim despre femei. Ajută mult să fii o femeie puternică dacă ești puternică, tu le faci pe toate și carieră și familie, ești perfectă în toate și la un moment dat te trezești că s-ar putea să ai o problemă din cauza faptului că n-ai mai avut timp să ai grijă de puternică ce ai fost, te-ai uitat pe tine. Da, trebuie să avem grijă de noi, asta este... Și susținerea emoțională sau să știm când să spunem hai să nu fiu perfectă în toate, hai să nu mai fiu femeia puternică. Cum e? Cum să facem? Da, reglarea emoțiilor, gestionarea emoțiilor este foarte importantă, iar susținerea emoțională este decisivă. Adică să parcurgi acest traseu al pacientului oncologic de la aflarea diagnosticului, trecând prin tratament, trecând prin reintegrarea socială, este un challenge. Și la noi în țară stigmatizarea a fost foarte puternică. Încep să se schimbe lucrurile, dar trebuie încă luptat. Te-a tentat să pleci de la noi din țară? M-a tentat. Și au fost tentat, fiind și anestezist, exact. Și pentru că am lucrat afară și chiar doctoratul mi l-am făcut o parte în Olanda, într-un spital universitar. Să vorbim puțin de această perioadă și de doctoratul important. Da. Și tema și iată a fost făcut în cotutelă, nu? Da, da, exact. Am lucrat 6 luni la spitalul St. Radboud din Nijmegen, din Olanda. Am fost foarte impresionată de disciplina lor, de hărnicie, de nivelul de cercetare, de felul în care au fost organizați. A fost o experiență extraordinară pentru mine și, de fapt, orice experiență în afară m-a ajutat mult când m-am întors să încerc să schimb niște lucruri și fără să fie ușor, dar chiar sunt pași importanți care s-au putut face. Dar iată, Olanda a tentat, până la urmă ar fi fost mare nevoie de un anestezist de talia ta acolo sau în oricare altă țară. Da, da, am mai fost și în Belgia și în Franța. Până la urmă, da, a fost ideea aceasta de a încerca să ridici și aici ștacheta și să schimbi lucrurile, să faci ce ai văzut acolo. Și de fapt aceasta a fost provocarea și în acest deceniu aproape asta ți-ai dorit standard similar celui din Occident, acestei construcții, tot vorbeam de Cris Simion și de Teatrul Grivița și de ce a făcut ea, acestei construcții pe care ai clădit-o și în care ți-ai dorit să se vorbească și de leadership, nu doar de management, da. Standarde similare celor din Occident? Da, mi-am dorit acest proiect și... S-a întâmplat să apară în viața mea, a fost o schimbare, într-adevăr, și un challenge, pentru că mi-am dorit această abordare multidisciplinară și posibilitatea de a face, de a realiza toate aceste tehnici cu aparatură de înaltă performanță și acest grup de suport care să susțină emoțional pacientul și terapie prin artă și realmente acum lucrurile se pot discuta în acești termeni. Adică
Sigur că nu toți pacienții, tocmai din cauza acestei lipse de informare, reușesc să ajungă într-un loc care la să le ofere. Să și la cum timp. E cu timpul, chiar? Da, cu timpul noi avem o mortalitate de 2,5 ori mai mare decât mortalitate evitabilă, de 2,5 ori mai mare decât în Uniunea Europeană, tocmai din cauza lipsei de conștientizare asupra factorilor de risc și din cauza diagnosticului tardiv. Deși acum sunt echipamente de diagnostic și tratamentele au progresat mult, încă este problema diagnosticului tardiv și în Planul Național de Cancer chiar se pune o limită, se creionează un traseu al pacientului ca diagnosticul să poată fi pus cât mai repede și între simptomatologie și începerea tratamentului să nu fie mai mult de 60 de zile. În călătoria aceasta nu prea mai ai cum să te minți și nu te mai poți ascunde, nu? Ești în fața unei rarități, ești tu cu tine și nu mai ai cum să te minți, nu? Trebuie să... Da, e o luptă pe care trebuie să o dai. Trebuie să fii cât mai implicat. Deci este acest concept de empowerment of the patient sau patient engagement. Trebuie să fii implicat, trebuie să faci echipă cu doctorul care și el, la rândul lui, trebuie să fie empatic și să arate căldură și să-ți dea încredere și să-ți explice soluții, opțiuni, beneficii, riscuri. Dar și pacientul trebuie să fie cât mai informat, să fie cât mai implicat. Și toate studiile arată că un pacient implicat și informat are rezultate mult mai bune decât un pacient care nu vrea să știe exact despre ce e vorba. Ce calități trebuie să aibă medicii care vor să lucreze în echipa ta? Apropo de empatie, dar și de celelalte, și umane și profesionale. Da. La un interviu, ce este cel mai important? Sigur că CV-ul este pe primul loc, pentru că pregătirea profesională și educația medicală continuă sunt critice și trebuie să ai un anumit nivel, dar neapărat trebuie să aibă și empatie și deschidere și dorința de a comunica cu pacientul. Cred că aici, la comunicare, încă trebuie lucrat mult și poate încă din facultate. Pe de altă parte, acel timp limită de consultație, cum e? Pentru că și medicul, pe de o parte, care trebuie, nu știu, într-un interval să aibă, are programate un număr de consultații, și pacientul care are nevoie de minute, cum facem aici? Da, aici lucrurile se pot regla și prin managementul instituției. Oricum, tu ca oncolog trebuie să-ți aloci și timp și căldură și dorință de a, nu dorință, obligație de a-i explica pacientului exact care sunt opțiunile și soluțiile, pentru că în final este alegerea pacientului. Dar pe de altă parte și psihologul din echipă poate să contribuie mult la a completa. De câte ori pe zi sună telefonul, nu mai întreb noaptea pentru că a trecut perioada gărzilor de la ATI, de câte ori pe zi sună telefonul și la câte răspunzi și la câte nu răspunzi și cum e? Sună până seara târziu și eu răspund. Adică am această responsabilitate și sunt profund marcată de faptul că în acest rol, în această funcție, chiar e foarte important să răspund. Și... Dar, revin, când sună Cristina Berteanu, îi se răspunde? Care este rolul ei dincolo de această funcție? Rolul meu este să comunic cu mulți alți medici din toate specialitățile și chiar 99,9% îmi răspund, pentru că sunt relații construite în ani
pe încredere, pe apreciere reciprocă și atunci pot să spun că nu am dezamăgiri în sensul acesta. Bun, și timpul care rămâne pentru, pentru om, pentru tine, mai rămâne? Mie mi se pare că nu mai rămâne, sincer. Încerc totuși să tot ce înseamnă artă, cultură, natură, credință. Mă bucur de fiecare zi, chiar și așa, cu tot timpul ocupat, găsesc puțin timp și pentru a mă bucura de tot ce e în jur. Cred că în discuția noastră cuvântul artă a apărut de multe ori. Dacă ar fi să o iei de la început, ce ai alege între a fi medic și poate a fi artist? Cred că aș alege tot medic, pentru că viața mi-a arătat că așa în această profesie, încă o dată spun, mi-a adus atâția oameni valoroși și foarte mulți din domeniul artistic și jurnalistic și din domeniul culturii în general și care realizez lucruri extraordinare, așa că ne completăm și... Eu știu sigur ceva, n-aș fi putut să fiu niciodată medic, dar ți-ar fi plăcut să fii jurnalist? Da, mi-ar fi plăcut. Bun, ești jurnalist, stai de vorbă cu Cristina Berteanu, ce-o mai întrebi? Aș întreba-o cum crede că vor decurge toate proiectele pe care le-a început? Cum vor decurge toate proiectele? Pentru că iată ce ți-ai dorit, ai construit. Cum vor decurge cele de, pe care le ai în lucru acum? Eu sper că bine. Adică și această emisiune pe care eu am urmărit-o de la început și faptul că am fost invitată mi-a făcut mare plăcere și a fost o dorință împlinită. Despre și... care n-am știut, iată. Da. Am fost nemărturisită. Da. Și în general lucrurile, adică tot efortul pe care l-am făcut până acum fac ca lucrurile să se lege și oamenii care se adună în jur să aibă aceleași țeluri. Ce-ți dorești pentru 2023, Cristina? Sănătate și bucuria fiecărei zile și a vieții în general. Să ne bucurăm de viață. Să ne bucurăm de viață. Să ne bucurăm de viață. Asta am încercat să facem și în această seară la Dincolo de Alb și Negru. Mulțumesc din suflet, Cristina Berteanu. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru că, iată, ne urmăriți de atâta timp și sunteți cu noi în această călătorie Dincolo de Alb și Negru. Mulțumesc, la revedere!